Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au efectuat pe data de 24 noiembrie 2021 patru percheziții domiciliare în județul Mehedinți, fiind ridicate droguri de risc și diferite sisteme informatice. Din cercetări a reieșit că în cursul acelui an, bărbatul în cauză ar fi înființat, întreținut și recoltat o cultură de cannabis de aproximativ 200 de plante. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate din Mehedinți, în colaborare cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii DICOT Mehedinți, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat bănuit de trafic de droguri de risc. Din cercetări a reieșit că în cursul anului 2021, bărbatul în cauză ar fi înființat, întreținut și recoltat o cultură de cannabis de aproximativ 200 plante, atât pentru vânzarea cannabisului, cât și pentru consumul propriu. La data de 31 ianuarie anul curent a fost pus în aplicare un mandat de aducere la sediul DICOT, Biroul Teritorial Mehedinți, privind pe bărbatul cercetat în cauză, iar în urma administrării probatoriului față de persoana cercetată a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentată unității de parchet competente cu luarea unei alte măsuri preventive. În cauză sunt continuate cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de risc. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. În cauză sunt continuate cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de risc.